Ne-a continuat drumeția, traseul devenise și mai mult în urcare, soarele arzându-ne necontenit, în timp ce mergem. Cu puțină apă și mâncare rămase, acuitatea noastră fizică și mentală s-a deteriorat. Ne-am distras atenția de la starea noastră jalnică formându-ne un plan. Planul era simplu, doi dintre noi urmau să meargă înaintea celuilalt și să se întâlnească cu Roma la tabără, unde urma să gătească ca de obicei. Cei doi i-ar fi distras atenția lui Rowan cu conversații banale, în timp ce cea de-a treia persoană s-ar fi furișat lângă tabără și, când acesta ar fi avut garda jos, l-ar fi înjunghiat pe Rowan în gât cu cuțitul lui Grant. Mai era un singur lucru de aflat. Cine ar fi cea de-a treia persoană, deoarece s-ar fi pus în pericol fiind ultima persoană din tabără? Cred că are cel mai mult sens ca să fiu eu acea persoană, a spus Jamie. Ești sigură, Jamie? Am întrebat. Rowan știe că voi doi ați plecat înaintea mea, așa că ar fi mai puțin suspicios dacă ai ajunge primul. A explicat Jamie și de asemenea eu am sugerat uciderea lui Rowan în primul rând, așa că are sens ca eu să-mi asum un rol de risc ridicat. Stomacul mi s-a răsucit în noduri pe măsură ce ziua înaintea. Chipul lui Rowan mi s-a imprimat în creier, ochiul lui verzi și goi și zâmbetul lui de lemn chinuindu-mă. Și dacă nu merge, m-am gândit. Ce ne-ar face? Am avea o soartă mai rea decât a celorlalți. Dar că mă gândeam la ceilalți, Trevor, Spencer și acum Tasha, o furie interioară clocotea în mine. A fost suficientă pentru a mă face să merg mai departe, pentru a mă face să continui să merg pe drumeții cu avuri de amestec de fructe de pădure și apă caldă cu gust metalic. Mi-a trecut prin minte posibilitatea ca Rowan să nu fie implicat în dispariția lor, dar atitudinea lui din ziua precedentă îmi spune că vinovăția era foarte probabilă cel puțin era în mod clar indiferent față de moartea noastră. Asta mi-a oferit justificarea pentru a duce la bun sfârșit planul nostru. Ziua a continuat, soarele a crescut, apoi a coborât pe cer și, în scurt timp, am văzut de fumă unui foc de tabără în fața noastră. Iată-l, a spus Grant. Am, am pe Jamie respirând adânc lângă mine. Hai să o facem, a spus ea fără să se descurajeze. Grant și cu mine am pornit în marș, picioarele mele amenințând să se prăbușească din cauza anxietății. Rowan era la foc așa cum era de așteptat, gătind ceva care mirosea pește. Bine ați venit!" ne-a strigat el. Mai sunt doar două zile după ziua de azi. nu e așa că e interesant?" Nu vine să cred că e aproape gata deja," a spus cu un zâmbet neconvingător. Ar trebui să vedeți câteva dintre pozele pe care le-am făcut astăzi," a spus Grant stând lângă Rowan și a scos punga de plastic cu fotografii. Sunt copaci împletiți peste tot. A fost greu să nu ne oprim și să nu facem o poză la fiecare dintre ei. În timp ce Grant îi arăta lui Rowan, numeroasele fotografii pe care le făcuse, am început să-mi instalez cortul lângă foc, asigurându-mă că fac mult zgomot în timp ce-l instalam. O ochii mei se plimbau printre copacii din jur în timp ce mă instalam căutând semne ale prezenței lui Jamie. Nimic încă. Minutele se scurgeau mai încet ca niciodată. Până în acel moment, deconectam și reconectam în mod repetat stâlpii cortului, murmurând ocazional obscenității falsă frustrare. Îl puteam auzi pe Grant continuând să arate fotografii. Vocea lui Roman devenit din ce în ce mai agitată. De asemenea, în timp ce -o luam prânzul, era un copac care se unea cu Mona Lisa, a spus Grant. Vedeți? Se, se cam poate desinge fața și zâmbetul. Arată la fel ca celelalte 20 de fotografii pe care mi le a arătat. Vezi să spui că nu o vezi? Grant părea dezamăgit. Dacă era o dezamăgire reală sau falsă, nu puteam spune. Am auzit sunetul moale, aproape inaudibil la cuiva care alerga. Grant, cu tot respectul, cred că am văzut destule. Mi-am ridicat privire. Jamie stătea în picioare, în spatele lui Rowan, cu brațul înfășurat în jurul gâtului și cu cuțitul îndreptat spre gâtul lui. Jamie s-a încordat din cauza efortului, iar eu mi-am dat seama ce se întâmplă. Cuțitul nu intra. Jamie și-a înfășurat din nou brațul și a încercat să-l înjunghe din nou, dar cuțitul nu a făcut decât să-l în gâtul lui Rowan cu un zgomot surd și gol. Rowan stătea acolo cu un zâmbet, strecurându-se pe față. Haide, încearcă din nou! Jamie încerca să taie cu muchia cuțitului de data asta și s-a întâmplat același lucru. Cuțitul pur și simplu a înlecat de parcă pielea lui era de piatră. Jimmy a încercat din nou și din nou pe față, în spate, de fiecare dată devenind din ce în ce mai frenetică, cu lacrimi formându-i se în ochi. Cuțitul nu a făcut niciun rău. Roman stătea acolo cu o expresie de fericire lipită pe față, ca și cum ar fi primit un masaj. E greu să tai lemn cu un cuțit făcut pentru carne." Jamie s-a prăbușit la pământ, cu lacrimi necurgându-i pe obraj. Roman a început să răgnească de râs. Chiar crezi că din miile pe care le-am devorat niciunul nu s-a gândit să încerce asta?" Noi și cum eu nu puteam decât să ne privim, încremeniți cum Rowan își mișcă încheietura mâinii, iar Jamie nu se mai mișca, pielea ei era acum de un cenușiu nisipos încrețit, iar trăsăturile feței erau tencuite cu scoarță de copac. Rowan o transformase pe Jamie în lemn. Nu are rost să ne așteptăm la asta, a spus el cu o simplă supărare, s-a uitat la Grant și la mine. Mult noroc, în de mâine, și-a dispărut. Lacrimile implorau să se verse, dar nu mai aveam energia necesară pentru a plânge. Grant a spus ceva, dar eu nu mai aveam energie să aud. Am căzut în genunchi, scoțând sânge ca rezultat. Dar nu mai aveam energie să simt. Nu puteam face altceva decât să privesc un trup. Cel mai bun prieten al se transforma în praf și era absorbit de pământ. Cum? Cum s-a putut să se întâmple așa ceva? Ce obiect blestemat posedam noi, ce ritual întunecat făcusem, ce forță divină am neglijat, cum a putut Universul, Dumnezeu, Zeus, orice să decidă că asta este soarta pe care o merităm. Că am meritat să privesc cum am fost uciși unul câte unul știind că voi avea aceeași soartă, că am meritat să fim sfârșiați în același loc în care ne-am întâlnit, pe traseu de drumeție. Nu știu cât timp a stat acolo, valurile de tragedii pulberaseră orice senzație de timp care mai persista. Dar următorul lucru pe care mi-l amintesc este că am băgat mâna în buzunar și am pipăit singurul lucru care mai rămăsese lui Jamie. Bricheta pe care mi-a dăduse în prima zi. Am scos-o. Culoarea roșu a prins tubului ei, contrastând cu mâna mea murdară și vânătă. Atunci am mai observat ceva. Brățara. Brățara era încă în același loc, în care se aflase din prima zi. Cumva uitasem totul de ea. Nici măcar nu mă deranjasem să-mi o noaptea. Dar când am tras de brățară, am observat că Scoaterea ei nu mai era o posibilitate. Bețele țesute păreau să fie înfășurate mai strâns în jurul încheieturii mele, atât de mult încât mâna mea nu mai încăpea prin ea. Când m-am gândit la acea prima zi, ziua în care Rowan a dat brățările, mi-am dat seama că acela fusese primul pas în crimele noastre. Cum ne-am transformat în lemn. Mi-a venit o idee, dar ar fi fost riscant. Dar din nou, riscul era tot ce mi-a rămas de pariat, nu? L-am auzit pe Grant venind în spatele meu. Ash, Trebuie să spun ceva. Hmm? O să rămână în urmă, a spus el. Tu meriți o zi în plus mai mult decât mine. Ce valoare are o zi în plus dacă nu o pot petrece cu tine? Nu i-am putut vedea fața, dar știam că zâmbea. M-am gândit la ce ai spus și tu și ai avut dreptate. Am jucat jocul pe care Rowan voia să-l jucăm. Greanța a așezat în pământ lângă mine. Ai făcut ceea ce ai crezut că este cel mai bun pentru noi, am spus. Îndrătimentul lui Jamie, a spus el Și-a acoperit fața cu mâinile La naiba, de fapt, au plecat cu toții, nu-i așa? Poate că sunt cu toții în viață undeva Am spus eu, dar nu credeam asta Și nici Grant nu credea Îți amintești că eu am fost cel care a găsit Traseul ăsta, nu? Sincer, orice înainte de drumeție Este o amintire îndepărtată Pentru mine acum Chiar am luat totul ca și cum ar fi fost de la sine Înțeles, a spus Grant Știu că s-ar putea să nu-ți Pară o treabă prea bună exprimându-o, dar vina m-a distrus complet. Am sperat că aș putea măcar să te salvez. Lacrimile au început să-i se formeze în ochi. Nu ai știut, a șoptit, punându-mi brațul în jurul umorului lui. Dar poate că vei supraviețui, a spus Grant, vocea lui spărgându-se printre lacrimi. Poate că el lasă ultima persoană să trăiască. Asta era dorința lui pentru mine, n-am nu spus-o. Așa că vreau ca aceea să fii tu. Rowan nu merită validarea faptului că eu sunt ultimul. Am stat mult timp în tăcere. Lumea complet nemișcată, soarele a început să apună, colorând cerul cu rozuri și un portocaliu vibrant. O aură liniștitoare a umplut peisajul. Chiar în țara copacilor împletiți, apusurile de soare sunt încă frumoase. Îmi pare rău că te-am numit o scuză lacomă de iubit, am spus în cele din urmă, și au odihnit capul pe omorul meu. Dar, de asemenea, nu te voi lăsa să mori, am continuat. Nu știu dacă... e bine. Mă îndoiesc că va funcționa, dar am o idee care ne-ar putea ține în viață. Grant a tresărit. Care e ideea? Trebuie să mergi înaintea mea mâine, m-am spus eu. Mi-am întins încheietura mâinii. Cred că brățările noastre sunt cheia pentru a ne elibera. Roman nu era acolo în dimineața următoare, poate că tentativa de crimă l-a neliniștit, sau a dorit să ne vadă suferind de privațiuni sau ambele. Dar cu siguranță a făcut ca drumeția de aia să fie și mai dificilă. Nu aveam apă sau suse de calorii după cina de aseară. Urcușul era impacabil și ne opream frecvent pentru a nu leșina, dar în ciuda limbilor uscate și a durerilor de cap puternice am continuat. Am pus la îndoială momentul ales pentru planul meu. Am sperat că încercarea din tabără, unde aș fi fost marcată pentru moarte, ar fi rupt sistemul de ucidere pe care îl avea Rowan. Desigur, exista posibilitatea că, odată ce eram ultima, să nu mai existe nicio posibilitate de a mă opri din moarte. Dar știam că voi avea o singură șansă, indiferent de momentul în care o voi face, doar că va trebui să aleg momentul cu cel mai mare impact. Când am ajuns la următorul loc de campare, era practic întuneric. Nici măcar nu arăta ca o tabără, era doar o parcelă plată de pământ, asemănătoare cu toate cele dinaintea ei, dar fără niciun foc de tabără sau roman la vedere. Cu toate acestea, de îndată ce Grant a pus piciorul pe parcelă, un val de gheață mi-a cuprins corpul și am știut că timpul se scurgea. L-am urmat. Bine, fă planul, a spus Grant și și-a aprins lanterna. Este deja noapte, așa că trebuie să ne grăbim. Mai e cuțitul? am întrebat. Grant mi-a întins același cuțit pe care îl Jamie. Am dus cuțitul la încheietura mâinii și am început să tai brățara, sperând că lama va tăia prin crengi. Dar nu a făcut-o. Am continuat să încerc să tai în mai multe feluri, din mai multe unchiuri diferite, dar cuțitul nu făcea nici măcar o incizie. E greu să tai lemnul cu un cuțit făcut pentru carne, mi am amintit că Rowan a spus. Funcționează? a întrebat Grant. Nu, a spus eu cu disperarea strecurându-se în mine. Durerea mea de cap și greața păreau să se intensifice. Am încercat să-mi forțez din nou mâna prin brățară, dar aceasta nu se desprindea. Osul degetului meu mare s-a prins în ea, Aș," a spus Grant, plimbându-se în sus și în jos. Mai ai recipientul pe care l-ai folosit pentru lichidul de brichetă?" Grant a dat din cap, scoțându-și rucsacul. mi am mânat o sticlă mare din metal, din fericire grea. M-am pregătit pentru ceea ce a urmat. Punându-mi mâna stângă, cea cu brățara pe pământ, am ținut sticla în mâna dreaptă. Fiecare instinct din corpul meu să lupta împotriva mea, dar știam ce aveam de făcut. Am închis ochii, mi-am înfășurat brațul drept și m-am balansat la pământ. A fost un zgomot surd când mi-am lovit mâna, apoi o expresie de durere. Ce faci?" a strigat Grant. Osul degetului meu mare a țipat, dar nu a fost suficient. Grația începea să mă copleșească, dar am trecut peste ea. Mușcându-mă de cămașă, mi-am înfășurat din nou sticla și m am ozvălit în jos. Am auzit un pocnet dezgustător, iar vederea mi s-a înroșit. Degetul meu mare era îndoit într-un unghi nefiresc. Fiecare nervi din mâna mea mă pentru decizia mea dar când am tras de brățara țesută, aceasta a alunecat pe lângă osul sfărâmat și a alunecat de pe degete, lovindu-se pe pământ cu un plat moare. Chiar dacă durerea din mână a rămas, imediat ce brățara a căzut, durerea de cap și greața au dispărut ca un analgezic puternic. Pentru prima dată în cinci zile m-am simțit liberă. M-am uitat la Grant, care se holba la mâna mea și la brățara cu gura căscată. Eram pe punctul de a vorbi când am văzut o umbră mișcându-se în spatele lui de-a lungul, 150 de ani, nu cred că a mai încercat nimeni asta. N a venit o voce, vocea lui Rowan. Gran Santos și cu lanterna lui l-am putut vedea pe Roman stând acolo, dar arăta diferit într-un fel. Trebuie să spun că măsura în care ești dispusă să mergi este admirabilă, a continuat Roman, începând să se îndrepte spre noi. Dar din păcate, brățarea nu este singura armă pe care o posed. În timp ce se apropia, am auzit sunetul unor bețe care se crăpau și pocneau, iar apoi mi-am dat seama ce se întâmpla. Se făcea mai mare. Cu fiecare pas, Roan creștea în mărime, lianele care îi se tărau pe picior și îi plărângeau lungimea, iar brațele îi se extindeau la niveluri inumane. Hainele lui s-au despins rapid și atunci a devenit vizibilă forma finală a lui Rowan. Era de două ori mai înalt decât noi, cu trupul împletit, cu liane înfășurate din cap până în picioare. Asemenea, copacilor care ne-au înconjurat atâta timp, Ceea ce fusese cândva o față umană devenise o tablă cioplită din lemn cu orbitele goale și fără gură. Brațul drept al lui Rowan îi un mâner la capătul căruia era atașată o lamă plată de lemn, ca o secure. Grant a căzut la pământ îngrozit. Rowan s-a uitat la el. Nu ai de ce să te temi," i-a spus Grant cu o voce mai profundă și mai goală decât înainte. Tu ai ajuns primul," Ashley nu a făcut-o. Apoi s-a uitat la mine și a început să atace brațul drept, înfășurându-se pentru a mă lovi. Am luat-o la fugă cât de repede îmi primiteau picioarele. A fost un hohot urmat de o explozie de durere ascuțită pe spate. Toporul lui Rowan mă atinsese. Dacă aș fi fost o secundă mai înceată, mi-a fi tăiat coloana vertebrală. Am intrat în trombă în pădurea care se întuneca, cu mâna stângă atârnând flască lângă mine, iar brațul drept purtând încă lichidul de brichetă sângele mi-a îmbibat spatele cămoșii, dar adrenalina a trecut peste orice durere pe care aș fi putut simți o. Am alergat cât de repede am putut, în ciuda celor cinci zile de drumeție, formele umbroase ale copacilor împleti strecând mi prin fața ochilor. Treptat, sunetul scărțăitor al lui Roan care mă în urmărea a început să se estompeze, dar nu m-am oprit. Am continuat să spinte zavare, având mare grijă să nu alunec și să nu mă prăbușesc. Ceva izbucnit dintr-un copac, împletit în stânga mea instinctiv mă feri și am simțit cu secura lui Rowan zboară la câțiva centimetri deasupra capului meu. Am căzut la pământ și am privit cu groază cum Rowan a ieșit dintr-un chiul copacului, bușcenii împletiți despărțindu-se ca niște perdele care întâmpină un rege. Văzându-mi starea mea vulnerabilă, Rowan a râs. Nu înțelegi că te confrunți cu un zeu în domeniul său? Și am fășurat din nou brațul. Mi-am adunat toată energia rămasă pentru a-mi propulsa corpul. Toporul a pocnit, de pământul unde tocmai fusese impulsul m-a portat într-o cădere pe pantă nesfârșită mâna stângă explodând de durere când greutatea corpului meu s-a așezat pe ea în timp ce mă rostogoleam l-am văzut pe Roman stând în picioare privindu-mă chiar dacă nu avea gură mi-am dat seama că zâmbea în cele din urmă mă opin lângă un copac unde m-am ridicat repede de teamă să nu apară din nou prin ceața durerii mele am văzut ceva întins pe jos Vecheta cu lichid pe care o țineam în mână, care au case pe dealul alături de mine. Am băgat mâna în buzunar și am pipăit bricheta lui Jamie, care cumva rămăsese înăuntru și a început să se formeze un plan. Am apucat sticla de lichid de brichetă cu mâna mea și am deșurbat capacul cu dinții. Alergând în jurul trunchiului, am turnat lichidul de brichetă pe tot lemnul, asigurându-mă să acopăr o suprafață cât mai mare. După ce angul recipientul a rămas lângă copac așteptând, Srângând cu putere briceta lui Jamie. Minutele au trecut, inima bătea cu putere, aproape dureros de tare. Acum era aproape complet întuneric, așa că am ascultat cu atenție sunetul lemnului care se mișca. Sângele se scurgea pe jos de pe spatele meu. O parte din mine a început să se întrebe dacă Rowan renunțase la urmărire. Poate că se hotărăse să-l stace pe Grant în schimb. Am observat o mișcare în colțul ochiului. L am dat înapoi, dar nu a fost suficient de repede. Lama m-a lovit direct în piept forță pură, a făcut ca coastele mele să se rupă ca niște crengi. Sângele s-a împrăștiat peste tot, inclusiv pe mine. Vederea mi s-a încețoșat. M-am prăbușit la pământ, din cauza șocului. În ceața durerii, am auzit sunetul lui Rowan și din copac, zgomotul miilor de bețe care se freacă între ele. L-am auzit venind spre mine și spunând ceva, apoi un în timp ce își înfășura securea. Cu toată puterea care mi-a mai rămas, mi-am ridicat brațul drept, care încă mai strângea bricheta. Mi-am simțit mâna atingând trunchiul copacului în de lichid, apoi am aprins-o. Am simțit căldură în timp ce trunchiul a la foc. Lumina portocalie mi-a inundat vederea și apoi am auzit un sunet. Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama după aceea, dar cred că era sunetul lui Rowan, țipând. În ciuda durerii, am reușit să-mi ridic capul. Am văzut figura lui Rowan dansând în fața mea cu focul, înghițindu-i între corpul. Încerca să stingă flăcările, dar era zadarnic. În cele din urmă, flăcările s-au stins după ce și-au consumat tot combustibilul, iar roana a căzut la pământ ca o coajă carbonizată. Funingine negre mi-a căzut pe corp și apoi pădurea a luat foc. A fost cel mai mare spectacol de foc pe care eu sau oricine altcineva l-ar fi văzut vreodată. Unul câte unul, conuri de flăcări au explodat în susul copacilor împletiți, consumând flămând lemnul cenușiu. Flăcările urcau la sute de metri ca niște stâlpi liniad. Mi s-a adunat sudoarea de pe frunte din cauza căldurii, mirosul acru de arsură era ascuțit, sunetul flăcărilor răcnind era asurzitor, iar cantitatea de lumină era copleșitoare. Dar în timp ce priveam spectacolul desfășurându-se, întinsă pe jos, cu pământul rece și imbibat de sânge sub mine, era frumos. Mile de stâlpi de foc care ardeau sincronizat, glorios, așa cum ar fi trebuit să fie moartea unui zeu. Și apoi focul a dispărut. Aia rece a trecut peste mine. Eram încă întinsă pe pământ privind spre întuneric. Mi-am dus până la stomac și am simțit sângele curgând din rană. Am încercat să mă ridic, doar obosteala m-a legat de pământ. M-am întrebat dacă voi muri așa, după ce l-am învins pe Rowan, la condamnată să fiu ultima lui victimă. Dar în timp ce zăceam acolo, respirând adânc și dureros, am observat ceva. Greieri. Cântau o refren pe care știam, că îmi lipsește, dar în timp ce ascultam, simțeam pace. Ochii mei s-au adaptat la întuneric, chiar cerul nopții a devenit clar, și în timp ce priveam în cerul presărat cu mii de stele scripitoare, mi-am dat seama că am reușit. Am reușit să ies din pădure. Conștiința a început să dispară, dar am zâmbit, îmbrățișându-mi soarta. Cineva a fugit peste, Grant. Doamne, trebuie să te ducem la spital, a spus că m-a văzut și a scos telefonul. Ceilalți mi am adunat puterile în ciuda durerii coastelor mele rupte. Eu nu știu, nu i-am putut găsi, a spus el punându-și telefonul la ureche. Putem raporta dispariția lor, poate vor fi găsiți. Dar ceva îmi spune că au dispărut și în timp ce mă scăldam în lumina stelelor, mi-am dat seama ce era, poate că pierderea de sânge îmi juca feste, dar dincolo de cerul nopții am simțit mii de suflete scăpând spre un somn final, inclusiv prietenii mei. Și pentru prima dată în ceea ce mi s-ar fi părut o eternitate, am plâns.